Gud! I know that they're good enough. Feel good! Ja, men det går ju nästan jämfört med. Yeah, I know that they're good enough. Wow, so good! So good! Cause I got to you. Ah, I feel nice. Cum vă numiți? Numele meu este Dombi Enescu Șandor. Șandor! Am să vorbesc primul pentru că m-am întors primul, am dat un vot de încredere la prima... Wow! Pe mine m-a bucurat extrem de mult bucuria dumneavoastră. Sau bucuria ta, dacă vrei să devenim cordiale așa. Da, da. Foarte mișto, mi se pare și un timbru foarte... Adică să cânți cu raclajul ăsta așa tot timpul și sunteți ok? Vă simțiți bine? Un pahar de apă? Da, mă simt foarte bine. Ah, ce fain. Eu... I feel good! Am așteptat ani de zile să ajung aici, mă simt minunat! Sunteți genul de concurent pe care mi-l doresc în echipa mea pentru că am sentimentul că n-a arătat nimic deocamdată față de ce ar putea să mai arate. E ceva mistic ce se întâmplă între noi în seara asta. Eu îmi doresc, dar nu știu de ce vă doresc sau te doresc în echipa mea. Dar o să aflu dacă vii. Mulțumesc! Și eu mulțumesc! Mă bucur că să... Mulțumesc și te rog! Vă respect foarte mult, sincer vă spun. Eu știu de ce te doresc, vă doresc în echipa mea. Mai bine tutuiește-l, da. Știi că el își dorește. Nu, dar mie îmi place așa să vorbesc cu dumneavoastră, așa bine. Am fost învățată și mi se pare okay. Un respect pe care... Ai putea să-l respecti și ajutându-l să câștige Vocea României, de exemplu, deci nu neapărat să-i spui dumneavoastră. Păi aș putea să fac și una și alta. Bine, perfect. Ideea e că în momentul în care ați început să cântați, am început și eu să cânt cu dumneavoastră și mi-a plăcut atât de mult prestația că îmi venea să urc acolo pe scenă lângă dumneavoastră, așa a reacționat și publicul și e un lucru foarte important, e o calitate foarte bună. Mi-aș dori foarte, foarte mult să veniți în echipa mea. Eu cred că muzica este despre bucurie, bucuria de a cânta. Ești exact definiția asta. Bucuria de a cânta. Și mi-ar face o deosebită plăcere să te am în echipa mea și să ne bucurăm împreună de ce ne-a oferit Bunul Dumnezeu. Talent. Pentru mulțumesc. Că ai talent cu carul. Mulțumesc. Domnul Șandor, dacă nu vă supărați, câți ani aveți? 52 împlinesc anul acesta în octombrie. Mulți înainte. Mersi frumos. Aveți copii? Da, am doi băieți. Una din prima căsătorie care n-a fost reușită. Cine? Căsătoria? Da, căsătoria, okay. Nu copilul. M-aș speria. Și mai am un băiețaș de 8 ani jumate, Constantin, care așteaptă cu sufletul la gură. Gură? Să sună tati să spună ce s-a întâmplat. Dar a doua căsătorie e beton, nu? E căsătorie a doua căsătorie merge, e foarte bine. Perfect! Vezi, Miley, poți să încerc, eu sunt foarte curios. Cum v-ați decis să veniți la vârsta asta la Vocea României? Noi suntem 8 sezoane. Nu e așa că m-ai așteptat pe mine să vin aici și de-aia?
Dere idei, nu mai timp și ești perfect. Cum? Dere idei, că și Andor, dere, mama e unguroaică. Deci... Ideea este că m-am înscris la facultate la 48 de ani. Am terminat acum câteva zile. Bravo! Mulțumesc! Acum câteva zile! Am luat licența, da? Urmează masterul. Când am avut 49 de ani, am zis la minunata mea nevastă, dragă. La a doua, așa. Da. Zic, dragă, la anul fac 50 de ani. Cred că o să-mi iau carnet și motor. Și o să mă plimb cu motorul. Și aveți motorul? Da. Ce motor? Un Suzuki Intruder de 600. Chopper. Eu am avut Marauder de 800. Știu! De unde? Și doamna Duțescu e motociclistă. Doamna Duțescu, terapeutul de voce din echipa mea, e motociclist. Mergem la vama veche. Mergem unde vrei, frate. Că eu merg săptămâna. Bun. Dar perfect, poți să mergi cu el și dacă ești în echipa altuia, să știi. Domnul Șandor, mai devreme m-a întrebat cineva dacă aș cânta la Vocea României, la audiții, ce aș cânta și am spus că aș cânta I Feel Good. A fost așa, zic, băi, ești prost chiar așa? Nu știu, eu nu cred în coincidențe. Și m-aș bucura foarte tare să am ocazia să lucrez cu dumneavoastră. Vocea României este emisiunea tuturor posibilităților. Corect. Și dacă dumneavoastră ați avut curajul să veniți la 52 de ani la Vocea României, să concurați cu... Nu știu de ce vă... Deci eu vorbesc cu dumneavoastră și îi faceți cu ochiul lui Tudor Chirilă. O întrebare. Ați venit setat să mergeți la Tudor Chirilă în echipă? Nu. O să decid pe moment că nu puteam acasă... Nici nu m-am gândit vreodată că se întoarce vreun scaunel. Și am zis, bă, încerc norocul, dacă e bine, bine. Dacă nu, merg și învăd de treburile mele. Dar trebuie să mergem cu motorul în vama veche. Care erau șansele? Dar trebuie să-mi dați și un motor. Care erau șansele pentru noi? Bine ați venit. Dumneavoastră, anul acesta... Veți da numele echipei mele. Iar numele echipei mele va fi Joy of Life, Joy of Music. Adică Joy of Life, Joy of Music. Frumusețea show-ului Vocea României este că nu creează discriminare. Pentru că muzica unește și ar trebui ca muzica să unească și vârstele. Vocea lui Șandor este foarte tânără. Niciunul dintre noi n-a intuit că el are 50+. Și asta e frumusețea blindului.